statornicului povestinții. Suntem aici ca să stabilim niște soluții pentru reducerea acestui efect. Deci se pare mai catastrofal pentru anii în care trăim, este că aceste forțe oculte mondiale nu urmăresc doar distrugerea materială a țării, ci distrugerea esențelor spirituale ale neamului nostru. Se dorește transformarea poporului român într-o populație amorfă, tocilă, desnaționalizată, ușor de condus și de manipulat. Dar dacă rușii bolșevici, după 20 de ani, au distrus fizic elitele din statele și orașele României, prin arestări, penințări,